încă o premieră la aeroportul internațional din Iași. Momentan se lucrează la un parc fotovoltaic care să livreze energie pentru a reduce din costurile care vor însoți noul terminal ce va fi gata la finalul anului. Parcul este gata în proporție de 50% și va fi amenajat pe un hectar de teren. Este singurul aeroport din țară care va avea propriul parc fotovoltaic. Iarăși, vom fi primul aeroport care va avea un parc fotovoltaic. Încercăm să mai găsim soluții să extindem acest parc. Deja ne gândim să mărim capacitatea lui. El va avea pentru început o capacitate de o putere de peste 1 MW. Este desfășurat pe o suprafață de 1 hectar și deja cred că în proporție de cel puțin 50% panourile sunt deja montate. Se lucrează și la acest parc fotovoltaic. Va fi iarăși o premieră pentru aeroport și este mare nevoie de acest parc fotovoltaic să ne ajute să mai reducem din costurile cu energie electrică, pentru că nouă terminal, evident, va veni cu alte costuri.